O să facem un dispozitiv pentru udare prin picătură. Pentru aceasta avem o sticlă PET, Kudo, un cuib ca să dăm o gaură, este de 3 mm. Avem bețișoare pentru urechi, pe care într-o parte tăiem oblic, într-o parte înlăturăm asta, eu o să tai. Trebuie înlăturată vata, că altfel mizeria care se adună înăuntru o să obtureze până la urmă și nu mai curge. Se introduce în dop, aceste bețișoare au pentru economie de material, le-au făcut cu țeavă. Se înfășoară o sârmă. Sârma are rolul de a ține țeava să nu se închidă. Și se îndoaie pentru obturare. Și s-a obținut un tub și aici aceasta este reglare la debitul de apă, ca să vină cu picături. Acum petul se face o fantă pentru alimentarea cu apă. Se face fantă ca să fie închisă, să nu intre mizerie. Este o fantă. Apoi se dau două găuri în pet, în fund. Pe direcția opusă. Pentru ca să vină o sârmă sau un cordon pentru fixare. Și aceasta se agață, se maschează este gata pentru utilizare. Are fanta pentru alimentare cu apă și aceasta se reglează în funcție de temperatura, în funcție de cum trebuie, cum vreți să curgă. Datorită sârmei, ea rămâne fixată în acest mod, poate să cadă o picătură la 2 minute, depinde, pentru că atunci când curge permanent nu trebuie așa multă apă și o reglați în funcție de cum aveți nevoie. O mascați, asta se poate masca sus, să se vadă sau să nu se vadă. Scobitorii astea pentru sunt din comerț, cred că toate tipurile sunt făcute cu țeavă. Și cam atâta, eu nu o mai folosesc, am folosit o perioadă, am găsit-o și eu prin alt site, dar nu o mai folosesc.